Casa mea încânte coacuri ample, e o caldă melodie, casa mea. Dacă undeva te-ai născut, acel spațiu intră în tine. Este cel care te formează, te determină, te definește. Cu el pleci mai departe. Dacă tu renunți la astea și zici, vindem nu mă tot interesează, și gata, vreau nu știu ce, e ca o formă de dispariție, de fapt, a ta. De aceea eu sunt aici, ținem gospodăria mai departe, creștem găini, cum au făcut bunicii, părinții. Duceți tradiția mai departe. Sigur. Facem câțiva pași în casa mare? Sigur. Așa. Deci ușa este făcută din lemn, din pădurea noastră, seculară, din munte. Iar acum mergem în camera. Camera mare. Camera asta unde au avut loc multe evenimente frumoase. Toate evenimentele, și frumoase și urâte, căci, cum spun, de la nuntă până la mormântare, aici se petreceau toate. De familie. Iar perdelele făcute, le vedeți? Da. Perdelele sunt făcute de bunica mea și făcute cum? Aici în sat, și eu când eram mic, încă am mai prins, toată lumea cultiva cânepă. Acesta este un pled din lână țesută în casă, lână groasă, și vedeți bine că după atâta vreme... Vremurile și-au pus amprenta. Aici e un, vedeți, sunt două inițiale, diaconul Nicolae. Da. Diaconul Nicolae fiind tatăl meu. Iar asta e adusă de bunicul meu din munte, că ei stăteau mai sus cu 10 km, sus, pe un vârf de deal, de acolo nu mai e decât munte în sus, și a adus un pled, atât a rămas din el, era mare, făcut sul și în cârc a venit cu el, 10 km pe jos, și cu ăsta ne-am învelit, eu și fratele meu, ani și ani de zile. Mă simt dator să fac lucrurile astea, sunt grădinile care te așteaptă, e pădurea, animalele sunt... Repet, obiectele care trebuie să îngrijite toate. Povestea trebuie dusă. Cele pe care le-ați salvat dumneavoastră și încercați să le păstrați. Da. Frumos? Da, da. Hai. Hai. Uite. Hai. N-avem multe, nu e o turmă, nu facem avere, însă nepotul meu Bogdan, care e mare stomatolog, a primit două de ziua lui, două capre și iată ne mulțim. Spus că și acest măr are o poveste. Acest măr ăsta se numește măr bis. Decât mine. Eu am 72 de ani, ei au, trebuie să aibă 80, 80 și ceva de ani. Iată-i, poftim.